scurtul cuvânt, o pagină din partea soției lui, înlocuiesc de fapt necrologul și cuvântul de rămas bun, deci această parte a slujbei de mormântare se epuizează după citirea acestui cuvânt. Scurt cuvânt din partea sorei Viorica, la despărțirea vremelnică de soțul ei, Ovidiu Liteanu, care a trăit printre noi 64 de ani și jumătate, respectiv din 28-a 10-a 58 până în 19-a 6-a 2023. Am trăit cu soțul meu într-o binecuvântată viață conjugală timp de 35 de ani. Ovidiu a fost pentru mine un dar special de la Dumnezeu, prin îmboldul și din inițiativa căruia am ajuns și eu să-L caut și să-L cunosc în mod personal pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn. Împreună, timp de 3 decenii, ne-am dedicat viețile glorificării numelui Lui Dumnezeu și mântuirii semenilor noștri. Contextul întoarcerii la Domnul și viața de slujire a soțului meu au fost selectate și prezentate de el însuși într-un material audiovizual numit De la amăgire la mântuire. Prin grija fraților de la Credo TV au fost selectate din acesta, care era de peste o oră, aproximativ 25 de minute, pe care vă mulțumesc că ați acceptat să le prezentați la căpătâiul soțului meu, dând curs astfel și dorinței acestuia, exprimată pe când perspectiva plecării lui devenise iminentă. Modul în care a lucrat Dumnezeu și persoanele care au impactat viața soțului meu și a noastră ca familie și cărora le mulțumesc și cu această ocazie din inimă, au fost menționate în documentar, așa că nu-i voi mai aminti din nou, știind că Domnul le va răsplăti din plin. Amin. Mă văd obligată însă să adaug mulțumiri speciale celor care au fost alături de noi în perioada de aproximativ un an și jumătate de suferință, fără a avea pretenția că îi voi putea menționa pe toți. Astfel, conducerii și membrilor Bisericii Elim Sunt Andrei, din care am făcut parte, care au asigurat un binecuvântat lanț de sprijin a familiei în toată această perioadă de timp. Conducerii și personalului medical de la Hospice Emanuel Oradea, care au asigurat asistența de specialitate la domiciliu, în absența căruia soțul meu ar fi trebuit să fie spitalizat. Conducerilor și sau membrilor unor biserici din toată țara, cât și din străinătate, care au făcut eforturi deosebite spre a ne vizita și a ne asista cu ceea ce le-a stat în putință. Tuturor celor care au fost alături de noi, nemenționați în această enumerare, dar pe care Dumnezeu îi cunoaște și le va răsplăti și lor cu generozitate. Ovidiu se desparte de noi toți, adresându-ne de bună seamă cunoscuta și insistenta lui invitație: hai în rai, hai în casa cerească, în locul binecuvântat în care el deja a ajuns. În încheiere, în cel mai înalt grad, eu ca soție, rudenile din partea mea și ale soțului meu, dorim să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul iubit, cât și pentru Duhul Sfânt Mângăietorul, care au fost și sunt cu noi și au fost în mod evident și cu Ovidiu până la capătul vieții lui de pe pământ. Îi mulțumim lui Dumnezeu de asemenea pentru biserica sa, stâlp și temelie a adevărului, dar și sprijin și temelie tare în vremuri de încercare, așa cum s-a dovedit și în cazul familiei noastre. La revedere, dragul meu soț! M-ai surprins, plecând mai devreme de pe acest pământ decât mine, dar ai ajuns în locul cel mai bun cu putință, în care îmi doresc să ajung și eu, împreună cu toți cei dragi și cu toți cei care iubesc venirea Domnului. Deși durerea despărțirii din inima mea este cumplită, mă încred și mă abandonez în brațele celui care e apărătorul văduvelor, care va avea grijă, sunt sigură, și de mine. Amin.